Primăria Municipiului Moreni anunță faptul că în perioada următoare vor începe lucrările în cadrul proiectului de modernizare a iluminatului public, finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu. Valoarea totală a programului este de aproape 700.000 de lei. Pentru modernizarea completă a iluminatului public în Moreni s-a lucrat între timp la depunerea documentației pentru un al doilea proiect care va acoperi zonele care nu au fost cuprinse în programul inițial. Întocmirea documentației pentru modernizarea iluminatului public, etapa a doua, pentru că trebuie să vă spun că etapa întâi a avut ca plafon, ca și valoarea proiectului, n-am putut să modernizăm întreg sistemul de iluminat și atunci, pentru că legislația ne-a permis, vom depune un al doilea proiect și cu siguranță că o să-l câștigăm și astfel întreg sistemul de iluminat din municipiul Moreni va fi făcut cu lămpi pe LED-uri, lămpi care au un consum mult mai redus de energie, lămpi care au o perioadă de folosință și mult mai îndelungată. De asemenea, defecțiunile la aceste lămpi sunt mult mai rare, deci lucruri numai benefice din acest punct de vedere. De asemenea, prin proiectul european, prin proiectul câștigat pe fondul de mediu, vom executa și un centru de telegestiune, astfel încât aprinderea și controlul iluminatului pe public să se facă pe calculator în funcție de necesități, în funcție de cât de aglomerată este strada, de nivelul de iluminat necesar, de traficul care este la un moment dat pe acea stradă, lucruri care vor duce la o reducere a consumului de energie electrică și a resurselor pe care noi le avem.